Este ora 15, urmăriți cele mai importante știri ale zilei. Laurențiu Baranga, fostul președinte al Oficiului de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, a fost percheziționat sâmbătă dimineață la domiciliul său din Râmnicu Vâlcea. Acesta este acuzat pentru că și-a falsificat diploma de bacalaureat, cu ajutorul căreia a putut ocupa funcții importante în stat și a obținut indemnizații enorme. În acest moment, Laurențiu Baranga este arestat la domiciliu. Sâmbătă dimineața, polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, secția de urmărire penală și criminalistică, au percheziționat domiciliul din Râmnicu Vâlcea al lui Laurențiu Baranga, fostul președinte al Oficiului de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor. Acesta este acuzat că și-a falsificat diploma de bacalaureat și astfel a indus în eroare mai multe instituții publice, de unde a obținut indemnizații de peste 640.000 de lei, potrivit Poliției Române. Laurențiu Baranga a condus Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor timp de o lună. A fost numit în funcție în septembrie și a demisionat pe 8 octombrie. Laurențiu Baranga a lucrat la Oficiul Registrului Național pentru Informații Secrete de Stat până în 2016, an în care Curtea de Apel București i-a anulat diploma de bacalaureat, diploma de licență, diploma de doctorat, dar și alte diplome și certificate, în total 19 documente. Cu toate acestea, nimic nu l-a oprit să ajungă profesor universitar la Universitatea Valahia din Târgoviște și conducător de doctorate la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din București, ambele universități de stat. Timp de 4 ani, de la pronunțarea deciziei Curții de Apel și până când Baranga a fost reținut pe 10 octombrie, nicio instituție a statului nu a părut că știe că întreg trecutul profesional al acestuia a fost construit pe o minciună. Nu a atras nimănui atenția faptul că diploma de bacalaureat a fost obținută la vârsta de 32 de ani, iar primul loc de muncă a fost ocupat la vârsta de 41 de ani, conform CV-ului. Mai mult, premierul Ludovic Orban a făcut pe 5 septembrie ridicola numire a lui Laurențiu Baranga în cea mai înaltă poziție pe care o poate ocupa un funcționar public, aceea de președinte cu rang de secretar de stat al unei instituții de importanță strategică pentru statul român, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor. Sâmbătă, 10 octombrie, Laurențiu Baranga a fost dus la sediul Inspectoratului General al Poliției Române pentru desfășurarea activităților specifice de urmărire penală. Vecinii acestuia susțin că nu au știut niciodată de aceste lucruri. Potrivit acestora, la domiciliul din Râmnicu Vâlcea, unde a fost percheziționat, fostul demnitar locuia de mai puțin de un an și manifesta o atitudine arogantă. În ultima perioadă însă era tot mai abătut. A fost un om distant. Nu știu ce îl vârtește. Am auzit de la asociație că a avut o funcție mare. Sau poate o mare și acum. Eu mă stai tablou când auzi ce se întâmplă, pentru că nu venea să cred ce auzi. Și mie nu vine să cred. Față de aerul care se-l da. Nu vine să cred. Știți ce funcție ocupa dumnealui? Am auzit de la asociație și profesor universitar de rang mare, cam așa. Ați aflat despre scandal, despre o diplomă falsă de care s-a folosit pentru a obține aceste funcții înalte? Că de fapt despre asta a fost vorba. Eu am crezut că el a ajutat să ia alții. Pentru că vă spus, nu avem, n-am avut cum să știm nimica. Dar ce am observat în ultima perioadă era abătut. Se schimbase și culoarea feții. Mi-am dat seama că nu prea miroasa bine, dar am să nu pentru mine, pentru că poți să te înșel în apreciere. Venea des pe aici? Păi, făcea naveta de la București, de la 2-3 zile. La 2-3 zile? Fiindcă el la asociație nu e cu 3 aici, numai cu 2, că el a zis că el stă la București. Dar era permanent. În acest moment, Laurențiu Baranga este plasat în arest la domiciliu, o amplă anchetă fiind în desfășurare. Fostul demnitar cu o carieră profesională bazată doar pe falsuri și căruia 8 universități românești i-au acordat diplome, certificate, titluri și grade didactice, ar putea să devină cel mai mare impostor devoalat public până astăzi.
Colegiul Național Alexandru Lahovari a intrat de astăzi în scenariul roșu după ce un cadru didactic a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus vineri 9 octombrie. La ora actuală, în cadrul unității de învățământ, există 3 cazuri confirmate, ca urmare aici este declarat focar, iar cursurile se vor face exclusiv online. Vineri 9 octombrie, la Colegiul Național Alexandru Lahovari a fost confirmat un nou caz de infectare cu SARS-CoV-2. Este vorba de această dată despre un profesor. Tot aici, încă 2 elevi de clasa a 10-a și respectiv a 12-a au fost testați pozitiv în ultima perioadă. Directorul liceului cunoaște și alte cazuri care încă nu sunt confirmate oficial. Prin urmare, cursurile se vor desfășura aici, exclusiv online. Am făcut Consiliul de Administrație și la această concluzie am ajuns că, mă rog, conform metodologiei în vigoare, trebuie să solicităm scenariul roșu. Am înțeles. Deci, în total, în liceu, sunt 3 persoane. Momentan confirmați cu DDSP sunt 3, dar nu ne-au mai spus niște copii că ar fi de asemenea confirmați telefonic, dar n-am primit adresa. Am înțeles. Deci, confirmați cu adresa de la DSP sunt 3 persoane. 2 elevi de clasele a 10-a și a 12-a și un profesor, o profesoară. Toți elevii din învățământul preuniversitar ar putea avea parte de gratuitate la toate tipurile de transport în comun, atât pe parcursul anului școlar, cât și în timpul vacanțelor. Este vorba despre un proiect de lege adoptat miercuri 7 octombrie de Senat. Asociațiile de elevi din țară, alături de Consiliul Național al Elevilor și Federația Națională a Asociațiilor de Părinți, solicită președintelui României, Klaus Iohannis, să promulge această lege cât mai curând posibil. Pe data de 7 octombrie, Senatul României a aprobat proiectul de lege referitor la gratuitatea de care pot beneficia elevii la toate tipurile de transport pe tot parcursul anului calendaristic. Mai multe asociații ale elevilor din țară, inclusiv Asociația Vâlceană a Elevilor, solicită acum președintelui României, Klaus Iohannis, să promulge legea. Acest subiect este unul de maxim interes pentru elevii vâlceni, astfel AVE pune mare preț pe proiectul de lege. Transportul gratuit a reprezentat dintotdeauna o prioritate pentru că pur și simplu restricționează accesul la educație. Dacă în clasele gimnaziale mai este cum mai este pentru că există foarte multe școli gimnaziale de la țară, nu prea există licee în mod evident și elevii care stau în mediul rural nu au cum să ajungă la școală, dacă sunt mulți care nu au cum să ajungă la școală dacă transportul nu este de contact. Astfel, rata abandonului școlar crește și considerăm că este foarte important ca transportul să fie gratuit, atât în localitate cât și în afara ei. Proiectul adoptat de Senat, prin clarificările aduse, simplifică procesul și reduce complicațiile birocratice. Dacă legea va fi promulgată, școlile nu vor mai fi implicate. Gratuitatea este asigurată de către autoritățile administrației publice locale, prin subvenționarea operatorului de transport. Rămâne de văzut cum va fi implementată această lege și la noi în județ și dacă autoritățile vor găsi fondurile necesare. Cel mai longeviv veteran de război, Emil Vețeleanu, care s-a stins din viață săptămâna trecută la vârsta de 101 ani, a fost înmormântat sâmbătă 10 octombrie la cimitirul militar din Râmnicu Vâlcea cu onoruri militare. Familia și prietenii i-au fost alături pe ultimul drum. Sâmbătă 10 octombrie, veteranul de război Emil Vețeleanu a fost înmormântat la cimitirul militar cu onoruri. La slujba de înmormântare au participat familia, apropiații, dar și reprezentanți locali ai partidelor politice. Ne-a atras atenția prezența unor membri PNL, după ce colegii acestora l-au ignorat complet la festivitățile de 1 decembrie 2019. Supraviețuitorul bătăliei de la Cotul Donului din al doilea război mondial, bătălie în care au murit aproape 150.000 de soldați și cel mai bătrân veteran de război din Vâlcea, Emil Vețeleanu, s-a stins din viață. Născut în Copăceni, Vâlcea, pe 25 ianuarie 1919, botezat de Ighe Duca, a plecat la vârsta de 20 de ani să lupte pe front, de unde s-a întors abia spre sfârșitul războiului.
Înainte de a pleca pe front, Emil Vețeleanu a urmat cursurile aceleiași școli superioare de arte și meserii de la Craiova, pe care a absolvit-o și marele sculptor Constantin Brâncuș. După război a lucrat la Petrol, uzinele sodice Govora și în învățământ. A cochetat cu sportul ca vicepreședinte al clubului sportiv de fotbal Chimia Râmnicu-Vâlcea și cu muzica, fiind tenor în corul Olteniei. În urma sa au rămas două fiice și un fiu, 5 nepoți și 4 strănepoți, o rentă de veteran de doar 1000 de lei și multe învățăminte pline de înțelepciunea celor 101 ani. Redacția Antena 3 Vâlcea își exprimă din nou regretul profund pentru trecerea sa în neființă și transmite condoleanțe familiei. Noua conducere tehnică, Viitorul Dăiești a obținut prima victorie pe teren propriu din actuala ediție a campionatului Ligii a 3-a la fotbal. Elevii antrenorului Lucian Giurcă s-au impus cu 3-2 în fața sibienilor de la FC Hermannstadt 2. Instalarea antrenorului Lucian Giurcă în postul de principal pe banca tehnică a produs revirimentul în tabăra fotbaliștilor de la Viitorul Dăiești. După o primă victorie înregistrată la mijlocul săptămânii trecute în Cupa României, trupa din Fedeleșoiu, în echipament predominant albastru, era hotărâtă să spargă gheața în ceea ce privește primul succes pe teren propriu în campionatul celui de-al treilea eșalon, seria A7-a, în compania satelitului reprezentantei primei ligi, FC Hermannstadt. Gazdele au avut prima mare șansă de gol la centrarea perfectă a lui Robert Burcea pentru lovitura de cap a lui George Neacșu, care a trimis incredibil pe lângă. La cealaltă poartă, o intercepție a lui Șulea l-a pus în poziție favorabilă de contraatac pe Adrian Cristian Ster, al cărui trasor l-a învins pe Dragoș Trașcă și sibienii au deschis scorul. Cu 10 minute înainte de finalul primei părți, centrarea lui Ion Marian a fost finalizată cu succes de Radu Georgescu, autorul golului egalizator. Același jucător a fost la câțiva centimetri de un gol de generic, astfel că scorul pauzei a rămas 1-1. În chiar primul minut după reluare, imprudența portarului sibian Bogdan Comăniciu a fost sancționată cu fault asupra lui George Neacșu. Centralul întâlnirii a acordat penalti, iar capitanul Florian Pârvu a transformat pentru 2-1. Golul al treilea al gazdelor ar fi putut veni de la Gabriel Rizea, dar execuția a trimis balonul mult peste poarta lui Comăniciu. Și totuși, desprinderea a venit în urma unei faze asemănătoare, atunci când centrarea lui Radu Georgescu l-a găsit perfect pe Ion Marian, al cărui șut din prima a adus golul de 3-1. Samson Marian și Alexandru Diaconescu au fost artizanii unei faze electrizante, care ar fi putut aduce cel mai spectaculos gol. Capitanul gazdelor a fost aproape de o nouă reușită, în urma unui șut plasat spre colțul lung, dar Comăniciu a fost la post. În loc de 4-1, avansul dăieștenilor avea să se micșoreze, pentru că oaspeții au obținut un penalti în urma unui fault comis de Georgescu asupra lui Stan Dima. Lovitura de la 11 metri a fost executată de Adrian Cristian Ster, cel care a stabilit rezultatul final al întâlnirii, Viitorul Dăiești, FC Hermannstadt 2, 3-2. O victorie muncită, mulțumesc băieților pentru atitudine. Avem din nou probleme, iar am luat două goluri acasă, dar mergem înainte, echipa este pe un drum bun, să sperăm că vom reuși să obținem 3 puncte în deplasare săptămâna viitoare, astfel am putea să ne revenim puțin de acolo, de jos, de la niște țipurile mișcătoare. A fost un meci greu și datorită terenului și datorită faptului că am avut miercuri un meci de cupă, unde s-au jucat 120 de minute, plus încă vreo 4-5 indisponibilități al jucătorilor accidentați și 2 suspendați, dar la jocul de astăzi sunt mulțumit de rezultat. În urma acestei victorii, dăieștenii au urcat pe locul 5 în clasamentul seriei, iar în etapa următoare se vor deplasa la Petroșani, acolo unde vor întâlni ocupanta poziției a 6-a. Orice meci este greu la acest nivel, mai ales ținând cont de faptul că vineri ne așteaptă o deplasare la Petroșani,
Sper să-și mai revenești din jucătorii accidentați și să am un prim 11 mai bun decât cel de astăzi. Partida Jiul Petroșani, viitorul de Iești, este programată sâmbătă 17 octombrie, începând cu ora 15. Vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți cu noi, Magda Popescu vă invită imediat la analiza zilei. Pe curând!